de făcut. Cel mai greu cu intruder. Uite unde are foot padurile. Da, 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 da. Are din spate, cu pana din spate. Păi da, da, pe alea din spate trebuie. Pe alea din spate trebuie la ata. Așa. Cum ne simțim? V-ați încălzit? Deci ne-am încălzit, da? Rău de tot. Nu mai e o problemă. Bun, mă bucur. Ideea exercițiului era și să vedem dacă ne mișcăm pe motocicletă la viteză mici, să vedem că se destabilizează. Dar după aceea, după ce am făcut o felul de jumbușcute, când mergem normal cu fundul pe șale, ni se pare mult mai ușor. Ni se pare că putem să ținem mâinile super relaxate pe ghidon și motocicleta merge singură. Da? Odată ce ne-am luptat cu ea, încercând să o echilibrăm atunci când ne mutăm greutatea pe ea, după aia când mergem pur și simplu normal, vedem că mâinile chiar pot să stea super relaxate pe ghidon, pentru că motocicleta se controlează aproape singură. De aia la sfârșit mai și luam mâinile cât un pic, să vedem că, băi, e super simplu, da? Deci asta ar fi